Deșteptarea. Ziceam că ne întoarcem în biroul de obiecte pierdute. Avem o poveste pentru voi. Colegul Muntele de la radioul de rock. Așa. Și a pățit cel mai grav fapt cu putință într-o parcare din România. Și a pierdut mașina? Să pierzi tichetul. Mașina o găsești. Ei, unii nu mai găsesc, cred că foarte din greu. Din parcare, da. Tichetul de parcare, păi știu că pe fiecare etichetă de la de parcare scrie așa, în caz de pierdere, taxa e de vreo 500 de lei, 100 de lei cel mai ieftin. Da, de ceva aici de genul, adică îți ia o grămadă de bani dacă l-ai pierdut. Mai ales prin astea subterane, da. Da, și, mă rog, bănuiala lui, ceea ce s-a dovedit a fi și corectă, e că l-a dat la gunoi, la un coș, la oaltă, cu alte lucruri, cum faci din mașină. Aha. Drept urmare, s-a dus și a căutat în coșul de gunoi. Acum, carul cu fân, cum ar veni? După două încercări, mă rog, a solicitat ajutorul unor oameni de acolo. Unii au vrut să-l ajute, alții n-au vrut să-l ajute, să-l păzească. Vreau să nu se pară oamenilor că umblă mai urea în coșul de gunoi. A venit poliția locală, s-a ținut la distanță și s-a umblat dumneavoastră, domnul. Evident că nu era să umble polițistul și sub supravegherea poliției locale. A căutat tichetul, a găsit 3 lei. Tichetul, da, dar în loc de, nu știu cât îți cer acolo, 50-100 de lei, e o afacere. Și ăsta mi se pare cel mai nasol lucru cu putință, să arunci chestiuni. Nu? Îți spun eu ce e mai nasol lucru cu putință, că l-am făcut eu acum o perioadă. Mi-am aruncat cheile de la mașină în gunoi. Da, într-un clopot din ăla de reciclare, nu care cred. Era plin. L-ai găsit? L-ai găsit? Dar cine crezi că l-a mai căutat? A, l-ai lăsat acolo? L-am lăsat acolo, dă-le încolo de chei, da, dă-le încolo de chei, m-a costat vreo 600-700 de lei, da. Baza era că eram în parcare acasă, da. Probabil dacă eram într-o parcare în altă parte și aveam nevoie de mașină pe moment, aș fi răsturnat clopotul ăla, m-aș fi băgat și eu prin materialele reciclate, dar așa fiind în parcare acasă, fiind relaxat că mai am o cheie pe care nu o aveam. A, n-ai avut nici pe aia? Da. Am zis, dă-le încolo de chei, acum ce fac? Răstornita mai clopotul cu, nu știu ce era, era hârtie. Dar era full. Deci... Aba, că era hârtie, era subțire. Dar n-aveai nici cum să bagi o mână să vezi cum să pipăi, știi? Draga mea iubită, soție, a aruncat pierdut tot așa chei. Nu, că mult mai scumpe și era ultimul rând. Nici nu spun cât au costat, nu la reprezentanță, că nici nu te-a. Păi nici eu nu le-am făcut la reprezentanță. Am făcut la băieți, da. Am făcut la Google acolo. Da, la Google acolo. Cheia, da. Auto, știi? Da, dar au costat 1200 de lei. Costă că nu e doar cheia fizică, e și programarea ceva, pe laptop și, aoleu, cine a trecut prin așa ceva, probabil știe despre ce vorbesc. Da, și asta, eu am aruncat cheile de la casă. Și casa ce a zis? Păi, deocamdată n-a zis nimic, că nici eu nu știu exact unde le-am aruncat. Bănuiesc că le-am aruncat la tomberon, ăla s-a luat, trebuie să fie pe undeva, pe la groapă. Și ce ai făcut? Ai spart ușa? Nu, aveau ceilalți din casă cheile. Pur și simplu am aruncat cheile. Aveam însă un breloc foarte fain și de la îmi pare tare, tare rău. Și eu aveam breloc cu Europa FM la cheile de la mașină. Acum aveți, n-am mai găsit breloc cu Europa FM. Da, ai pus am de pus la... cu colegii de la Vârci. Cu colegii. Și am aruncat și o telecomandă la noi în casă, cred. Adică, cred că altfel nu e, că a intrat în pământ. Sigur era telecomanda de la televizor, aruncă. Da. Caut-o pe sub pat, pe acolo, poate. Da, am schimbat și casa între timp. Da, e urât momentul ăsta când arunci o chestie care îți trebuie, mai ales când îți trebuie pe moment și o arunci așa cu, nu neapărat cu bună știință, dar din greșeală. Și apoi, ce prostie am făcut. Ia chiar scrieți-ne 0728111222 ce lucru important ați aruncat și v-a dat viața peste cap? Da, să nu văd mesaje cu soacre, da? Nu, fără, chiar fără lucruri, da. Așa, pe bune. Verigheta. Putem întreba unde ați pierdut verigheta? Tocmai mă mutasem în casă nouă și în grabă să fac curat. M-a costat o vacanță în Turcia să o fac la comandă. Ah, da, adică a trebuit să o refacă și banii pentru vacanță. E aurul mai ieftin în Turcia. Se găsește... Da. De la Constanța, taximetristul de serviciu, ce-am aruncat la gunoi, ce se mai aruncă la gunoi, treceți în listă și curățitorul de cartofi. Soția mea, cam la 2-3 săptămâni de zile, aruncă un curățitor de cartofi. Treceți-l pe listă, că e cel mai important lucru și cel care se aruncă cel mai ușor. O zi bună! La fel și ție, adevărul că la câți cartofi mâncăm în fiecare zi, sau, mă rog, merge și cu cuțitul, da. Da, nu se compară cu
În 2015, când m-am mutat în casă nouă, printre multele lucruri aruncate, s-a strecurat și geanta cu camera video, casete, 3 acumulatori de schimb și încărcător. Mesaj care ne doare. Eu mi-am aruncat mobilul în toaletă, nu a scăpat din păcate, comentează altcineva. Am aruncat vibratorul lui nevastă-mea. Mie nu-mi pare rău, ei pare, dar mie îmi pare bine că plătesc facturile la curent mai puțin, că era trifazic. Mor. Mamă. Aia să vezi tu ce pățești. Am văzut câte baterii avea, frate, chestia aia. Era de consumat. De... A pierdut... Ia. Nu, zi. A pierdut soția verigheta, dar tot eu am găsit-o. Și am cerut-o a doua oară. Salut, băieți, bună dimineața. Andrei, sunt din Hatze, Hunedoara. Nu pot spune că am aruncat special ceva sau, eu știu, accidental sau altfel, dar preventiv am creat pentru fiecare cheie, suntem 4 membri în familie, pentru fiecare cheie am creat câte un breloc pe care am scris un număr de telefon. Și în cazul ăsta, dacă se întâmplă să pierd cheile sau să le aruncăm undeva, măcar ar fi șansa ca acel care le va găsi să poată suna și să spună, domnule, am găsit cheile respective. Da, uite o idee. Sau într-o zi să vă sune așa, să vă zică în felul următor. Bună ziua, sunt curierul. Puteți să mai dați o dată adresa, că aici nu se vede foarte bine, că vin la dumneavoastră să vă aduc. Saluti! Frate meu pleacă din casă cu, într-o mână cu actele de la mașină, în cealaltă mână cu plasa cu gunoi. A ajuns la mașină cu plasa cu gunoi. Cristina. Deșteptarea